încă nu s-a făcut un studiu de impact privind, de exemplu, problemele care sunt la gaz. În acest moment, prețul gazelor a avut a doua creștere în acest an, la 1 octombrie. Anul viitor vorbim de o creștere de 14-15% a prețului gazului pe care îl importăm din Rusia. Pentru că noi facem toate referirile la prețul mediu din Comunitatea Europeană, dar prețul care noi cumpărăm gazele România, Rusia este mai mare. Vom avea o creștere a tarifului de transport. Prețul dolarului crește. Ce se va întâmpla? Majoritatea companiilor vor înceta să mai producă din noiembrie, decembrie până în martie, aprilie și vor încerca să se reorganizeze producând stocurile în perioada de vară când gazul este mai ieftin. Adică semnalați încetinirea ritmului de creștere sau chiar scăderea în perioada care urmează? Categoric. Toți se vor opri. Și asta va însemna șomaj și toate aceste lucruri în lanț vor însemna influențe negative asupra veniturilor statului. Da, venituri mai reduse duc la deficit mai larg, deficit nu acceptă mai larg fondul, deci tăiere de cheltuieli. În condițiile în care anul viitor vorbim de un deficit de 3%, dar acest 3% este noul sistem care include o parte din companiile de stat cu arieratele lor, cu pierderile lor, deci este o povară suplimentară. Toate aceste lucruri, repet, pun o povară prea mare pe umerii agenților economici care și așa sunt după 3 ani istovitori de criză și creează anumite semne de întrebare investitorilor care doresc să vină în România. Povara scumpirii gazelor și energiei electrice poate fi internalizată de agenții economici, poate fi pasată către consumatorii finali și către clienți sau un mix din amândouă. Care este perspectiva noastră? Haideți să fim realiști. După 3 ani de zile, pentru că noi suntem, cum spunea domnul Patriciu, cei de la firul ierbii. După 3 ani de zile, companiile care în continuare reușesc să funcționeze eficient, să-și plătească în fiecare zi taxele, impozitele, salariații și furnizorii, am ajuns la limită cu măsurile de tăiere a costurilor. Adică nu mai aveți de unde economisi, să internalizați. Limita este minimă, e greu să mai inventăm ceva. Ce a fost de inventat, s-a inventat. Probabil vor urma falimente. Vor urma cu siguranță reduceri de personal sau întreruperea activității.